Republica Moldova este un partener apropiat al NATO, pregătit să aprofundeze cooperarea bilaterală. Asta a declarat secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, Mircea Joana, după întrevederea cu premierul Natalia Gavrilița. În cadrul întâlnirii de la Bruxelles s-a discutat programul de consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Potrivit premierului moldovean, negocierile cu NATO privind implementarea programului sunt pe ultima sută de metri. În cadrul vizitei sale la Bruxelles, premierul Natalia Gavrilița s-a întâlnit cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, care a spus că Republica Moldova este un partener apropiat al Alianței și a promis că va consolida sprijinul politic și practic. Republica Moldova este un partener apropiat al NATO și suntem pregătiți să continuăm să aprofundăm cooperarea noastră. At the NATO summit in Madrid last year, we decided to step up political and practical support for the Republic of Moldova to support your resilience and political independence. At their meeting in Bucharest, our foreign ministers reviewed our support together with Minister Popescu. Mircea Joana a lăudat autoritățile de la Chișinău pentru angajamentul lor de a continua reformele și pentru poziția principală de condamnare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. La rândul său, Natalia Gavrilița a spus că întâlnirea de la sediul NATO este o confirmare a asistenței acordate Moldovei din partea Alianței Nord-Atlantice în acest moment foarte dificil pentru regiune din cauza ostilităților de pe teritoriul Ucrainei. Această asistență pe care o discutăm va influența în mod direct atingerea de către statul nostru a standardelor democratice și implementarea reformelor în toate sectoarele naționale, inclusiv reziliența în domeniul apărării și securității. După cum s-a anunțat, autoritățile de la Chișinău finalizează negocierile cu NATO privind implementarea unui program de consolidare a capacităților de apărare. În perioada 14-15 februarie, Bruxelles va găzdui ședința ministrilor apărării NATO, la care se va discuta, printre altele, sprijinul pentru Moldova. La începutul anului, într-un interviu pentru portalul american Politico, șeful statului, răspunzând la întrebarea despre o posibilă aderare la NATO, a declarat că acum există o discuție serioasă despre capacitatea noastră de a ne apăra, dacă o putem face singuri sau dacă ar trebui să facem parte dintr-o alianță mai mare și dacă ajungem la un moment dat la concluzia ca națiune că trebuie să schimbăm neutralitatea, acest lucru ar trebui să se întâmple într-un proces democratic, a spus Maia Sandu. Iar săptămâna aceasta, ministrul de externe Nicu Popescu a spus la ProTV că neutralitatea Republicii Moldova nu este suficientă pentru asigurarea stabilității și securității în Republică și regiune. Între timp, un sondaj sociologic recent realizat de CBS Research la comanda Watchdog a arătat că în cazul unui referendum privind aderarea la NATO, 55,5% dintre cetățenii moldoveni ar vota împotrivă, iar 36,4% dintre respondenți cred că NATO și UE înarmează Moldova ca să o implice în războiul împotriva Rusiei.